În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Cea plină de har, Domnul este cu tine. Tu ești Maica lui Iisus. Tu ești mama noastră. Dragi și iubiți pelerini, dragi și iubiți credincioși din întreaga țară, de peste hotare, din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Italia, Ungaria, Austria, mi-ați venit la acest sanctuar, casa Maicii Domnului de la Cacica. Bine ați venit aici ca să-i aducem o floare mamei noastre cerești. Pentru că toți suntem fii și fiicele sale. Ne bucurăm astăzi așadar că suntem aici, la umbra aripilor Maicii noastre sfinte din Cacica, care ne face să ne unim cu toți ceilalți pelerini de la toate sanctuarele din lume, care ne face să fim un popor unit în aceeași credință, care vrea să ne împartă o mare bucurie să ne-L dea pe Iisus. Bine ați venit, dragi și iubiți credincioși, dragi și iubiți credincioase! Avem astăzi bucuria la această sărbătoare să avem un pelerin particular deosebit, pe nunțiul nostru apostolic în Republica Moldova și în România, Miguel Buendia. Suntem bucuroși că a venit la noi, ca el să ne întărească în credință și îi spunem binecuvântat cel care vine în numele Domnului, binecuvântat cel care vine în numele Sfântului Părinte Papa Francisc.
dragi iubiți credincioși, dragi tineri, dragi pelerini, stimate autorități, domnule președinte, domnule primar, domnilor deputați, cu toții astăzi suntem fii și fiicele Mariei. Cu toții astăzi vrem, prin Radio Maria, prin televiziunile de față, să ne unim cu toți ceilalți care, ca și noi, se bucură de Maria, mama noastră. Vă spun din toată inima, vouă tuturor cei prezenți aici, număr așa de mare, vouă tuturor care sunt uniți cu noi prin intermediul radioului, televiziunii și internetului. Bine ați venit acasă la Maica Domnului. Ia să primească florile noastre. Ia să primească dorințele noastre. Iar noi să fim adevăratele sale flori. Cu aceste sentimente începem jertfa Sfintei Liturghii și lauda noastră adusă Maicii Domnului, care o duce mai departe la Iisus. Așa să fie. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc Lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcatuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihanită Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească. Dă-ne, te rugăm, harul, ca, tinsind pururii la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vițuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianții lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea sub luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un semn din cer. Iată, un dragon ca de foc mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii, care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit de Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, cuvântul Domnului. Este stăpânul prosternat în
aduse în bucurie și veselie. Sunt conduse în palatul Cel dintâi va învia Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Hristos, toți vor fi readuși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea, cei care sunt ai lui Hristos, la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când El va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci El trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele Lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Nostru Iisus Hristos, după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ținutul montos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei,
Iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Și de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele lui e sfânt. Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el. A arătat puterea brațului său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Dragi frați și surori, sunt foarte bucuros să celebrez cu voi astăzi această Euharistie festivă în frumosul sanctuar de la Cacica, unde se venerează o copie a icoanei Maicii Domnului de la Częstochowa. Mulțumesc episcopului vostru, excelența sa, Monsignor Petru Gergel, pentru că m-a invitat să vin, să presidez Sfinte Liturghie și să predic. Și pentru amabile sale cuvinte de bun venit de la începutul acestui rit sacru. Salut, Monsignor Aurel Perca, în ziua aniversarului său, preoți, persoanele consacrate și seminaristi, distinte autorități, credincioși din localitatea și întrupe toți cei care ați venit în pelerinaj din alte locuri, pentru a să vă manifesta iubirea și venerația persoanelă fața de Sfânta Fecioară. Vin la voi ca și nunțiul vostru apostolic. Vă aduc tuturor binecuvântarea succesorului Sfântului Petru, Sfântul Părinte
Papa Francis, care a voit să vă fie aproape prin intermediul persoanei mele. Vouă, preoți și credincios, vă transmit cu dragi salutările cordiale pe care el mi-a cerut să le transmit tuturor catolicilor și tuturor oamenilor de bunăvoință care sunt în România și în Republica Moldova. Icoana Maicii Domnului de la Częstochowa, pe care o venerați în acest sanctuar, ne poartă în modul ideal în fața icoanei originale a reginei Poloniei în sanctuarul său, aglomerat în care am avut ocazia să merg în pelerinaj în deja îndepărtatul 1986, încă sub dictatura comunistă. Acea icona este, la rândul său, o concretizare în timp și spațiu a imaginii Mariei, mama lui Iisus Hristos și mama noastră. Toate generațiile o numesc pe Maria fericită și noi am venit să o venerăm cu o iubire filială. Am auzit în fragmentul din Evanghelie cântarea Magnificat pe care Maria o intoneasă acasă la verșisoara sa Elisabeta. Ea, ce prea curată în vederea rolului unic pe care urma să îl îndeplinească în istoria mântuirii, acceptă în mod liber, chiar și fără să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Misterul Mariei ne ajută, prin urmare, să înțelegem misterul nostru al celor botezați. Și să facem cum a făcut ea, să îl punem pe Hristos în centrul vieții. Maria, Maica neprihănită a Harului și a milostivrii, este arhetipul care îl completează și îl depășește pe cel al Evei, mama omenirii căzute în păcat. Cât este de ușor pentru noi, catolici, să ajungem la Dumnezeu prin intermediul Mariei. Cât este de ușor să învingem dificultățile acestei vieți, privind spre mama noastră care este în ceruri. Rugați-vă pentru aceia care nu ai norocul pe care îl avem noi, și anume acela de a ști că putem să contăm pe o astfel de mamă cu e Maria. Întreaga umanitate e unită cu Maria, în mod asemănător uniunii naturii umane cu persoana divină a lui Isus. El, de pe cruce, i-a încredințat ei ca mama întreaga umanitate. Iată fiul tău s-a făcut-o pentru că Maria a primit cuvântul lui Dumnezeu, pe el însuși în sensul deplin. Celor care l-au primit, cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Fecioara Maria a primit cuvântul lui Dumnezeu, care a devenit trup în trupul ei, propriul ei fiu. Și noi suntem fii ai Fecioarei Marie și partași la iubirea sa destinată tuturor oamenilor. Maria, de fapt, își îndeplinește atribuțiile de Maica a Cerului, în ceea ce-i privește pe păcătoși împietriți,
în a-și dispune inimile lor spre convertire. E aceea plină de har, poseda în sine acel har ce îi revine oricărei persoane pentru a se abandona în credință, în speranță, în iubirea față de Dumnezeu și a descoperi salvarea în Hristos, Fiul Său și Salvatorul nostru. Să ne încredințăm așadar mamei noastre pentru a învinge asemenea ei împreună cu Hristos, ultimul dușman care va fi nimicit, moartea. După cum ne spune Apostolul Paul în lectura al doua, deoarece în ea, în Maria, orice om are a un loc, un loc pe care doar inima unei mame știe să-l pătreze fiul aflat departe, chiar dacă este ostil și rebel față de Dumnezeu. Pentru al întâmplina cu tatăl pe fiul risipitor din parabola Evangheliei. Incapătinarea, rezistența la maternitatea supranaturală a Mariei, neîncrederea, egoismul, individualismul, indiferența față de aproapele, față de valorile spiritului și față de sfârșitul ultim, o angajează pe Maria, cea binecuvântată între toate femeile. Dacă voi, înșivă, sau unii dintre cei dragi a voștri, vă simți departe de Hristos, închiși în voi, înșivă, sclavi ai propriului egoism, urmărind plăcarea în dragul plăcerii, surs față de cuvântul umil al legii morale, reticenți confesiunii, rugăciunile umile, Euharistie, nu disperați. Sfânta Maria, Maica lui Dumnezeu, se roagă pentru noi, păcătoși, acum și în ora morții noastre. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumina, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborit din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a patimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi pe la Scripturi și s-a suit la cer, s-a de la dreapta Tatălui și iarăși a venit cu mărire să iubește pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul de viață,
Fraților preiubiți, încrezător în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând astăzi îndurare și ajutor pentru întreaga omenire, pentru biserica noastră și pentru toți cei care au venit astăzi în pelerinaj. Doamne Iisuse Hristoase, arată-ne nouă, credincioșilor tăi, cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Aiuta, Signore, tutti i figli della Chiesa di vivere in comunione e pace sotto la protezione della Regina della Pace. May all the people learn from the life of Virgin Mary the joy of a pure and generous heart. Maryjo, najlepsza nasza Matko, Królowo Bukowiny Rumuńskiej, otaczaj swoim macierzyńskim płaszczem wszystkich, którzy pielgrzymują do tego sanktuarium. Hilf ihr dem Mensch in Maria, die Wärme des Herz einer Mutter zu finden. Mutasd meg mindannyiunknak a szűzanya példáján keresztül, hogy népednek mennyei elhívás szánsz. Revarsă asupra tuturor pelerinilor veniți la Cacica binecuvântările tale de mamă. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile tale prin mijlocirea ei și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea prin Hristos Domnul nostru. Amin. Oh,
cu trece. Fraților, pentru ca gherfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și așa de crezi sau să se înalță la tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin milocirea preasfericitei Fecioare Marie, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre, înflăcărate de iubire, să fie îndreaptate neocontenit spre tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Reavem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este,
sat aducen mulțumire pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înalțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfatoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-ai purtat pe fiul tău și l-ai adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roca Duhul Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoia spre patimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luind potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luat și bet din aceasta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului vergament, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Facet aceasta in amintirea mea. Amen.
Misterul credinței. Moartea ta, o cinstim, Doamne, și învierea ta, o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moarte și învire a Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Arhiepiscopul Miguel, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpăsat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și marirea, în toți vecii vecilor. De poruncă Mântuitorului și păvanțuit de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea Ta, să fii pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând de speranță fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea întregi. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vițuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Domnul Tău. Dăruiți-vă pacea.
gata mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericit și ai chemat la ospațul mielului. Doamne, Crește-n să ne dăm mâna să
exaudi-me in travul nera tua. Sancti Spiritus, Sancti Spiritus, Sancti Spiritus.
să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăsoiesești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Fraților preiubiți, Dumnezeu a creat toate, Dumnezeu le binecuvântează pe toate. El izvorul oricărei sfințenii, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria. Ne rugăm acum Lui ca să binecuvânteze toate obiectele, florile, ramurile. El care iubește natura, ca toate acestea să fie de folos omului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, floarea florilor, cea care iubește tot ce se află pe pământ și ocrotește pe fiecare. După rugăciunea de sfințire, Excelența Sănunciu va veni aici în față ca să stropească de aici tot ceea ce dumneavoastră ați adus. Și apoi vom proceda în procesiune, făcând același lucru peste toți. La sfârșit vom veni ca să primim binecuvântarea pe care o așteptăm atât de mult, binecuvântarea specială a Sfântului Părinte de la nunțiul nostru. Așadar ne rugăm, Doamne Dumnezeule al puterilor, izvorul harurilor și cununa sfinților, te rugăm prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, înălțată cu trupul și sufletul la cer, ca atunci când vom folosi aceste ramuri, flori, daruri, obiecte religioase, aceste lucruri pe care le aducem în fața ta, să nu ne sfim a imita ceea ce celebrăm cu bucurie și să avem parte în cer de împărtășirea aceluia a cărui ocrotire ne bucurăm pe pământ. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Sub steagul tău, Marie, voioși ne înrolăm și pentru veci noi ție credință îți jurăm. Oh,
susținea noastră dreaptă în contra celor răi, iar noi prea înțeleaptă urmavom pașii tăi. Acest
Anul acesta, cu gândul la Marele Sanctuar de la Fatima, am avut bucuria să redescoperim chipul Maicii Domnului de la noi de acasă, în sanctuarul de la Cacica, care a fost și va rămâne o adevărată notă binecuvântată despre legătura ce există între viața de credință și spiritualitatea mariană a tuturor credincioșilor. Și iată, de mai bine de 200 de ani, mama noastră cerească ne cheamă: veniți la Cacica, veniți la Iisus. De una zi, niște pelerini îmi spuneau că a fost singurul an din viața lor când a venit la Cacica și nu a mai cerut nimic Maicii Domnului. Părinte, am venit doar ca să-i mulțumim. Acest sentiment mă încearcă și pe mine acum la sfârșitul acestei sfinte liturghii. Bucuria noastră este mare, deoarece în mijlocul nostru a venit în acest an excelența sa arhiepiscopul Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, ca un adevărat pelerin și un mare cinstitor și iubitor al Maicii Sfinte. Mulțumim excelenței sale Petru Gherghel, episcopul nostru de Iași, pentru că a fost în mijlocul nostru și vine cu drag întotdeauna la sanctuarul nostru din Cacica. Am convingerea că sunt în asentimentul dumneavoastră dacă îi urăm un călduros la mulți ani excelenței sale Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, care astăzi împlinește 66 de ani. Sfânta Fecioară Maria să vă aibă în ocrotirea sa. Mulțumirea noastră se îndreaptă spre Părintele Predicator Bogdan Balașcă, guardian la conventul Sfântul Bonaventura din București, care ne-a învățat să deschidem aripile sufletului pentru ca să fim învăluiți de iubirea lui Dumnezeu și a mamei noastre cerești. Părintele, de altfel, este și un bun mesager al Evangheliei și pentru oamenii străzii din București, pe care îi poartă mereu un suflet. Dumnezeu să vă răsplătească, Părinte, pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc Părintelui Ministru Provincial al provinciei noastre franciscane din România, Teofil Petrișor. Tuturor preoților care au fost prezenți la celebrările acestui pelerinaj, pentru truda și disponibilitatea de a sta la dispoziția credincioșilor pentru sacramentul Sfintei Spovezi, cei care au celebrat în diferite limbi în decursul dimineții de astăzi. O mulțumire adresez și confraților mei pentru implicarea efectivă și afectivă, care au trudit ca această sărbătoare să fie cât mai frumoasă. Mulțumirea noastră se îndreaptă și asupra autorităților civile. Domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, doamnei deputat Victoria Longher, domnului deputat Iulian Bulai, domnului deputat Rădulescu Alexandru, domnului Gervasen Longher, președinte al Uniunii Polonezilor din România, domnului Pasquale Gandolfi, vicepreședintele provinciei de Bergamo din Italia, autorităților locale, domnului primar Todosi Petru, domnului primar de la filiala noastră din Păltinoasa, Eduard Wendling,
domnului director al Salinei Radu Dârțu și tuturor departamentelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, echipajului SMURD, jandarmeria, poliția, pompierii, precum și credincioșilor din Cacica, care au contribuit la buna desfășurare a pelerinajului și care au pus mult suflet în pregătirea acestei sărbători. Un cuvânt de mulțumire adresez celor două coruri din Cacica și din Bacău Centru, care au reușit o perfectă simbioză sub mâinile maestrului preot și dirijor Părintele Ciprian Antălucă și a organistului Gabi Țebreanu, seminarist la Institutul Teologic din Iași. Sperăm să fie un start și pentru corurile celorlalte parohii, să ne putem întâlni cu ocazia celebrărilor Adormirii Maicii Domnului, a hramului, a pelerinajului în anii viitori. Deja am avut o discuție și cu părintele decan din Bucovina, de la Suceava, de o eventuală colaborare pentru anul viitor cu corul din Suceava. În spatele desfășurării acestor evenimente a fost multă muncă și multe brațe întinse spre ajutor. Mulțumesc astfel novicilor și studenților din provincia noastră Sfântul Iosif din România, voluntarilor împreună cu Părintele Felix Roca, surorii, surorilor din diferite congregații și tuturor care, într-un fel sau altul, ne-au venit în întâmpinare cu ajutorul lor. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca aceste frumoase celebrări să ajungă la urechile celor bătrâni și neputincioși prin intermediul internetului și Radio Maria. Vă mulțumesc într-un mod cu totul deosebit dumneavoastră, dragi cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, care ați participat cu evlavie la toate celebrările prilejuite de hramul și pelerinajul Maicii Domnului de la Cacica. Fie ca Preasfânta Fecioară Maria să vă răsplătească pe toți pentru jertfa pe care ați făcut-o venind la sanctuarul ei drag. Închei, invitându-vă totodată ca și în timpul anului să călcați pragul acestui sanctuar, unde Sfânta Fecioară Maria vă așteaptă, așa cum o mamă își așteaptă copiii ei prea iubiți, să se întoarcă cât mai des acasă. Acum, la sfârșitul acestei sfinte celebrări, îi vom oferi o icoană cu Maica Domnului de la Cacica Anunțiului, ca să-și amintească cu drag de această zi frumoasă din viața lui și din viața noastră, pentru comuniunea pe care am trăit-o împreună. Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea pontificală, știind că vine din gândul și dorința Sfântului Părinte prin nunțiul nostru. Domnul să fie cu voi și cu Duhul
Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să va binecuvântat sea totputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.